Aproape 100 de arbitri de fotbal din diverse colțuri ale țării au venit la Râmnicu Vâlcea pentru a participa la un interesant turneu de fotbal derulat pe parcursul a două zile în sălile Traian și Energetic. La Cupa Prieteniei, comisiile județene de arbitri din 12 județe și-au trimis tot atâtea echipe care s-au alăturat formației vâlcene. În prima dintre cele patru grupe s-au întrecut echipele din Mehedinți, Gorj, Ialomița și Argeș. Grupa B a avut în componență formațiile din Buzău, Teleorman și București. A treia grupă a fost alcătuită din reprezentantele județelor Ilfov, Dâmbovița și Satu Mare, pentru ca în grupa D să regăsim echipa vâlceană alături de formațiile din Hunedoara și Sibiu. Trupa din Râmnicu Vâlcea, în echipament alb, a fost coordonată de pe margine de Adi Glăvan și a avut în componență pe Cătălin Buș, Claudiu Tomoioagă, Alin Olaru, Iulian Mihai, dar și alți arbitri aflați pentru moment la nivel județean. În primul joc, formația gazdă a întâlnit reprezentanta Sibiului, pe care a învins-o cu un zdrobitor 14-0. Secretul acestui succes categoric constând și în faptul că sibienii au venit la competiție cu echipa incompletă. Având în vedere că jucă echipa adversă, a jucat în 5 oameni, astea au fost condițiile. Ne bucurăm că am câștigat, diferența a fost destul de mare. Nu este niciun secret, având în vedere că toți jucătorii au jucat în loturi mai sus, au evoluat la echipe la lotul C, la lotul B. Secretul este că am lucrat în echipă. Ne-am pregătit pentru acest turneu și sperăm să facem o figură foarte frumoasă. Dacă se poate, să-l și câștigăm. Chiar dacă echipa vâlceană a trecut cu bine de faza grupelor, a fost nevoită să părăsească întrecerea după următorul meci, fiind așadar eliminată în sferturi. În marea finală au ajuns două formații care evoluaseră în cadrul aceleiași grupe, reprezentantele județelor Satu Mare în echipament alb, respectiv Ilfov. Sătmărenii porneau ca favoriți, ținând cont de faptul că au învins cu 7-2 în grupă. În finală însă, ilfovenii s-au concentrat mai bine la miza partidei și au reușit chiar să deschidă scorul prin Marius Rancea, un gol extrem de spectaculos care a stabilit rezultatul pauzei, 1-0 în favoarea echipei președintelui Florin Stănescu. În actul secund a fost rândul sătmărenilor să preia inițiativa, iar eforturile lor au fost încununate de succes în două rânduri prin tot atâtea reușite pe care și le-a trecut în cont Ionuț Dănilă, jucător care astfel a semnat o dublă și a adus victoria echipei sale, motiv pentru care Cupa Prieteniei pusă la bătaie de vâlceni a ajuns la Satu Mare, la capătul unei finale extrem de disputată. Foarte grea, obositoare. Chiar în grupă am jucat chiar cu această echipă, a fost un meci mai ușor, dar finala a simțit presiunea asupra noastră, dar la final am ieșit câștigător. Mulțumim spectatorilor și dumneavoastră. Vreau să mulțumesc colegilor care au avut ambiție și au dat dovadă de caracter și mulțumim organizatorilor că ne-au invitat din nou și eu zic că meritat am câștigat această competiție. Prima repriză am pierdut-o, dar băieții s-au mobilizat foarte bine și am reușit să întoarcem a doua repriză scorul. A fost o finală frumoasă și sper că lumea din tribună s-a bucurat de acest spectacol. De partea cealaltă, ilfovenii consideră o performanță remarcabilă faptul că au ajuns în această fază atât de avansată, cum este marea finală, pierdută așadar la limită. Da, a fost un turneu foarte greu, au fost multe beciuri în aceea zi și din păcate n-am putut să reușim să învingem, dar oricum suntem foarte mulțumiți de performanța care am făcut-o și în primul rând sunt fericit că fac parte din această echipă și din județul Ilfov și mă bucur pentru că și capitanul nostru, Andrei Rășnoveanu, a reușit să intre în teren chiar dacă avea ruptură la piciorul drept și sunt foarte mulțumit de această performanță. Mulțumesc întregii echipei și care m-au sprijinit și sper că la anul să câștigăm detașat, că merităm. Da, din păcate au fost mai buni, asta e fotbalul și ce să facem? Probabil la anul o să avem o echipă mai bună și o să câștigăm. Rezultatul e satisfăcător, adică peste așteptările noastre, că am luat locul 2 și după ce pierusem în grupă cu 7-2 clar cu Satu Mare, am reușit să facem un meci bun și am fost aproape să facem o surpriză în final. Cupa Prieteniei a avut ca punct final masa festivă, eveniment la care președintele Comisiei Județene de Arbitri Vâlcea, Ion Tudorică, a avut ca invitați alături de participanții la competiție și președinții asociațiilor județene de fotbal din cele 13 județe.